fratele pastor Costică Hrișcă, pastorul Bisericii Ghețimani și toți frații care vă cunosc, vă știu, v-a salutat în numele Domnului, Maranata, Domnul nostru vine. Astăzi la mormântare, fratele Luigi a spus, vii acasă? Zic, nu, mă duc, hai și tu, ai pașaportul, hai și tu la Canada. Zice, n-am pașaportul, dar aș veni, spuneți la frați, la surori, de la Windsor, din partea mea, salutări sfinte. Așa că m-am descărcat, ceea ce mi-a spus fratele Luigi, în mod special la fratele pastor. Venim de la Dublin și vreau să vă spun că veștile bune care le avem, Dumnezeu lucrează și azi. În 4 zile, Domnul a botezat 31 cu Duhul Sfânt. Dar foarte rar, ce am văzut acum, foarte rar întâlnim în viață. Trei surori pregnant, gravide, una în luna 8-a. Nu se putea pleca pe genunchi, stătea în picioare. Și-au primit toate trei Duhul Sfânt. Și una aia în luna 8-a mă întreabă, acum și copilul e botezat. Zic, acum nu m-au tresăltat, așa cum când s-a întâlnit Saveta cu Maria. O tresăltat, dar când va crește mare, îl aduci la stăruință. Era o soră de 74 de ani, în cârji, abia stătea în picioare. Și zice, eu nu pot să mă plec pe genunchi. Toți ăia care stăruiau, se plecau pe genunchi. Eu nu pot, deci pot să mă rog așa? Zic, stai pe scaun, poți să te rogi de pe scaun. Dar am voie să mă rog și pe scaun? Zic, dumneata ai voie, dumneata ai voie. Și pe scaun, cu cârjuța în mână, a stăruit și a primit o vorbire, fratele Costel este martor, cu lacrimi, să o asculți. Ce face Duhul Sfânt? Tot săptămâna aceasta, luni, când eram acolo, am primit un telefon din Australia. Un frate român merge la o biserică australiană și mi-a spus, frate Bălici, am văzut ceva ca în România. Ce ai văzut? 100 de australieni au primit Duhul Sfânt. E mare Dumnezeu. Săptămâna asta. Dar săptămânile trecute, anul trecut, Dumnezeu încă botează cu Duhul Sfânt. Noi aseară am ajuns, spunea Costel, la 6 și la 3 ne-am sculat să venim la mormântare. Acum ne prinde iară ora când ne-am pornit. Dar permiteți-mi câteva cuvinte în încheiere. Eu nu mai am la cine să dau loc acum. Frate Pavel a spus, du-te tu, du-te tu. Acum eu nu mai am la cine să dau. Așa că în curând probabil vom încheia. În câteva cuvinte permiteți-mi să vorbesc din Epistola sobornicească a lui Iuda, două versete. Versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Am citit aceste două versete, deoarece epistola aceasta are un singur capitol. Dar înainte de versetele acestea, înșiruiește niște nume, niște acțiuni, oameni, care în finalul lor spune, n-au Duhul. Revin din nou la semnul care voi l-ați spus aici. N-au Duhul. Și apoi vorbește la o altă categorie, dar voi, preiubiților. Și am să vorbesc cinci lucruri. E greu într-o lume care doresc mesele de dragoste, stau ascunși, nori fără apă, purtați încolo și încoace. Când te uiți și citești, parcă te apuc așa. Noi românii, zice, bă, mi se zburlește părul, ok? Când te uiți și citești. Dar vin astea două versete
și îmi place extraordinar de frumos. 1. Zidiți-vă sufletește. E mare lucru ăsta. Noi suntem obișnuiți să zidească zidare. Eu cumpăr casa gata zidită. În pocăință nu este asta. Auzi, cel ce a pus temelia este Dumnezeu. Și acum zice, voi toți zidiți, dar aveți grijă ce zidiți. Și acum, în zidul acesta, o cărămidă ești tu, o piatră ești tu, o piatră sunt eu, dar piatra trebuie să aibă duritatea. Rezistă în zid sau nu rezistă în zid? Zidiți-vă, sufletește. Pe ce? Pe credința voastră prea sfântă. Ne întreabă la vamă, aveți ganuri? Aveți droguri? Și auzi, mi-a venit să-i spun, am ceva, avem Biblia pe braț, am ceva, un tezaur, dar după aia te ia la bani mărunți. Deci cred, chiar crede că ai ceva. I-am rădat toată Biblia, zic, am gan. Și o râs după aia sus, da. Pe credința voastră prea sfântă, zidiți-vă, eu însuși trebuie să mă zidesc. Sunt bombardat dintr-o parte și în alta. Poate fete, băieți, ai vrut să vorbești cu o fată, nu? Și ți-a luat o altă. Și începe gelozia. Mă, eram timid, parcă am vrut așa să... Poate încep așa o vorbă și deodată o văd cu altă. Mă, dar de ce n-am vrut? Zidiți-vă sufletește! E mare lucru să te zidești singur sufletește. Nu e ușor, să știți. Nu e ușor. Să faci muncă de zidar, de plăstărit, să duci galeata sus, să cobori jos, nu mai trebuie să mergi la gym, dacă faci asta, să știi. Vei avea un antrenament. Și Dumnezeu se laudă cu oamenii aceștia, să știți. E vremea pentru noi la Canada, că nu știm ce vine, să știți. Este vremea să ne zidim sufletește. Noi înșine. Vă dau un exemplu din Scripturi. Îi spune Dumnezeu la Iosua. Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Doamne, dar dă-mi niște generali să mă întărească, niște viteji în jurul meu, să fac numărătoarea cât sunt din Israel care poartă arma, ce armată am. Nu. Tu însuți. Moise nu mai este acum. Nu mai are cine. Toți apelează, frate, poți să te rogi pentru mine? Alo? Poți să te rogi? Sunt în România, frate, am o cauză, am o problemă. Ăia din România sunt aici. Toți apelează să facă lucrul lor. Biblia spune, zidiți-vă voi înșivă, numărul 1, zidiți-vă voi înșivă pe credința tare. Să știți, singurătatea a ucis mulți oameni în lumea aceasta. Și noi înșine care suntem aici căsătoriți, avem copii, știți câteodată ne simțim singuri? Dacă vreți să recunoașteți, bine, dacă nu, nu. Dar trăim momente în care te simți singur. Nu poți să-i spui nici la soție, nu poți să-i spui nici la păstor. Îmi spunea un tânăr serile trecute, a venit la mărturisire și a spus, am venit la tine, nu te cunosc și nu mă cunoști. Și cel mai ușor e așa,
dar au spus, am o problemă care nici ție nu ți-o pot spune. Sunt un om singuratic și nu văd niciun ajutor. Și când a spus, nu mi-o spui mie, spune eu la prietenul meu. Și el s-a uitat, eu am arătat așa. Și el s-a uitat iară la mine și el zice, tu ești ok? Da. Cui-s, care e prietenul tău? El. Și el are să uite în gol. Zic, la ăsta poți să-i spui. Eu voi sta lângă tine ca să poți să-i spui și am să-l rog să te primească. Știți ce s-a întâmplat? A îngenunchiat înaintea mea și așa ca un copil, zice, tu îl vezi? Zic, îl simt. Dar în ce parte? Păi în partea asta. Nu i-a spus la Costel. În partea asta. Și s-a pus cu fața într-acolo. Și ne-a luat mâna, m-a strâns tare de mână. A început să plângă. Și am stat cu el minute în șir, plângând. Când s-a ridicat, a spus, acum pot să spun. Dar zic, dar de ce? Înainte nu. Zice, am mai spus la unul, acum tu ești al doilea. S-a simțit liber. Zice, pot să mă duc la storință? Da. Și a doua seară primit. M-a cuprins, m-a îmbrățișat și a spus, hai, ce bine. Zidiți-vă voi înși vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. 2. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci te zidești singur. N-aștepta să vină zidar. Tu singur trebuie să te îmbărbătezi. Doamne, să mă duc, ce să fac acum? În numele Domnului Iisus mă duc. Dacă pornești așa, mergi bine. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Acum, dacă unii frați crede, dacă te rogi prin Duhul Sfânt, te rogi în alte limbi. Da, cine vorbește în alte limbi, se zidește el pe el însăși. Dar mai este încă ceva. Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. Și asta e mare nevoie acum. Veți vedea oameni în adunare, frați, surori, aceleași cuvinte le rostesc. Ca păstor am urmărit și aceleași cuvinte. Nu iese din tabelul ăla. Știți cum trebuie să ne rugăm? Ca fratele Bujdei care a plecat la Domnul la noi. El vorbea cu Dumnezeu. Era cu pruncul în brață la binecuvântare la Biserica Betania și se ruga așa. Vă spun, era păstor, spunea să te rogi pentru binecuvântare. El spunea, da, Doamne, uite, am venit cu pruncuțul ăsta, tata și mama mi l-au adus, ce zici, îl binecuvintez? Merită tata și mama să-i binecuvintez? El vorbea ca și cu unul care se sfătuia să vadă ce-i. O, deci, da, vrei să-l binecuvintez? Uite, ți-l dau, hai, binecuvintează. Ce rugăciunea, noi ne uitam toți. Cum se roagă omul ăsta așa? El vorbea ca cu unul ca și când era acolo. Noi vorbim câteodată, parcă nu vedem nimic. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. E mare lucru, să știți. Ești acasă, la bucătărie. Ești la școală, ești pe mașină. Ești în zbor, ești pe drum, ești la stor. Spunea fratele Costel, întâmplarea aceea de la Home Depot. Și eu am avut toată o întâmplare. Veneam de la lucru și era o sărbătoare ceva. Și zic, mă duc să-i cumpăr un buchet de flori la Gina. Da, e sărbătoare, să-i cumpăr un buchet. Și zic, în drumul meu, Giulu, mă opresc să-i cumpăr. Și după aia îmi vine în cap, a, nu, la Jul nu sunt așa frumoase florile, hai să mă duc dincolo, la Marianos. Și
Mă duc la Marianus, trec pe lângă casă și mă duc la Marianus. Și acolo am cumpărat un buchet de flori și am mai luat un singur obiect. Și stăteam la rând. În fața mea era o doamnă bătrână. Se uită la mine, i-au pus deja pe bandă lucrurile ei. Și se uită și zice, frumoase flori. Și mie n-are cine să-mi dea flori. Zic, Doamne, primește buchetul ăsta de la mine, să fii sănătoasă, m-a dus să cumpăr altul. Nu. Zic, vă rog frumos, hai cu mine să-ți cumpăr și ții un buchet. Și el zice, nu. Zic, dar atunci pot să mă rog pentru tine? Da. Plătim? Și zice, vii cu mine. Și eu să o iau în partea dreaptă, unde nu-i trafic, nu-i nimeni, ea mă duce la intrarea principală. De unde iei căruțile, a intrat, iei căruțile pentru shopping, mă duce acolo. Și mă oprește chiar în față și nu se iei căruțile. Și de ce roagă-te? M-a uitat în jur, ăștia venea să iei căruți. O rușine pe mine. Cum, doamne? Și spune, doamne, hai mai încolo la colț. Nu, aici. Ne-am făcut de lucru acum. Zic, măi, ce să fac? Și ea pune. Și mă rog câteva cuvinte. În spate s-au adunat oameni ca să iei căruțile, unul ne-a făcut așa, altul s-a uitat la mine urât, știi? Și îi spune Doamna așa, aseară am vorbit cu Dumnezeu, m-am rugat în felul meu și am spus așa, eu n-am pe nimeni, soțul e mort, nu am copii, sunt o femeie singură, locuiesc în parc aici. Nu am nicio rudă. Și s-a culcat. Și are un vis. Mâine du-te la Marianus. Și am să te binecuvintez. Și îmi spunea, ăsta ești tu. Eu aseară am avut visul și ăsta ești tu. M-am bucurat atunci. Mi-a trecut rușinea, mi-a trecut tot. A spus, sunt în planul lui Dumnezeu. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Aici îmi spune la spital, îți bolnav. M-a sunat cineva și a spus, frate, ajută-mă în rugăciune. Dar ce problemă ai? Mă doare tare stomacul. Vă spun așa cum mi-a spus el. Dar cum te-ai rugat? Uite, m-a rugat la Domnul Iisus, ajută-mă și tu. Și zic, uite, ne rugăm, pune mâna pe stomac. Pune mâna pe stomac și mai ne mai rugăm o dată. Tu acasă, eu acasă. Ok? Și strigă el de acolo. Mă simt bine acum. Pot să mă culc. Simt așa că nu mai mă doare. Eu ce vă spun, nu vă spun povești. Astea le-am întâlnit în viață. Să te rogi prin Duhul Sfânt. Nu numai la stăruință. În fiecare clipă, în fiecare zi. Eram cu Costel când veneam înapoi și am intrat în aeroport, am făcut checkpoint-ul first, după aia am dat bagajele și am intrat înăuntru. Acolo mai facea încă, când e inspectat pentru America, aici nu ne-o mai inspecta deloc. Acolo îmi facea checkpoint-ul. Și intram spre un alt checkpoint. Și era acolo doamna care ne lua pașaportul și după aia ne băga pe linii pentru checkpoint. O trecut el și cu soția, o trecut și mă uit la ea, avea așa un baticuț din ăla roz. Și zic, mă, cum să mă aleg de ea să-i spun ceva de Iisus? Știi? Și îi spun, zic, arăți bine cu baticuțul ăsta roz. De-aia zice, mulțumesc frumos, îmi spune românește. Mă chinu eu în engleză? Și deodată îmi vine peștele aici. Păi așa da. Și încep să-i spun. Ei, plecat, încep să-i spun. Și am trimis-o la adunare. Zic, du-te la Betel, la adunare, ce cuiaște pe internet și acolo o să găsești români care slujesc pe Dumnezeu. Ea se uita la mine, zic, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ai ieșit aici? Vorbești românește? Ești româncă? Du-te acolo. Nu știi niciodată. Învață-o. Învață-l că Dumnezeu lucrează, să știți.
Deci, 2. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. 3. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Aici eleu și pe fratele George și pe Costel. Țineți-vă, ne ținem lanț. Ne ținem lanț. În dragostea lui Dumnezeu. Dacă ar fi așa biserica din Windsor, ce bine ar fi. Să fie zidiți, sufletește să se roage prin Duhul Sfânt și apoi să se țină în dragostea lui Dumnezeu. 3, 4. Așteptați îndurarea lui Dumnezeu. Așteptați îndurarea lui Dumnezeu. Și trec mai repede. Ultimul punct este pentru viața veșnică toate. Toate cele patru puncte pentru viața veșnică. Ne așteaptă glorie și slavă, frați și surori. Ne așteaptă cer, ne așteaptă paradis. Pe pământ vor veni necazuri, greutăți. Dar pentru noi avem un viitor strălucit. Nici republicanii nu ne pot da ceea ce ne promite Biblia. Dar este loc și pentru democrație acolo. Dacă Domnul ar lucra la inima lor. Dar vorbim cu biserica din Windsor. Avem 5 trepte pentru împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Doar au fost 5 puncte din 2 versete. Într-o vreme tulburi, într-o vreme tristă, să știți. Tot în jur se năruia. Te temeai de cel de lângă tine. Dar acolo era biserica lui Dumnezeu. Și Iuda a spus, frații mei, preiubiții mei frați, faceți lucrul acesta. Și venirea Domnului să ne găsească așa. Haideți să facem o rugăciune, frate George. Am un îndemn în seara aceasta. Ne vom despărți de aici. Dacă este un suflet aici care în inima lui se simte singur, în viața lui, în trăirea lui, poate să este rușine să ieși. Poate niciodată n-ai încercat să te zidești. Ai așteptat mama, tata, păstorul, dirijorul să te ajute cumva să te ridici. Și n-ai reușit până acum. Poate ai avut crașuri. Ai avut momente în viață în care ai ajuns acum să te simți căzut, să te simți nu de la credință, un om așa care nu mai văd nicio licărire. Parcă nu mai vezi niciun viitor. Hai să ne rugăm. Ai putea să vii în față să ne rugăm toți pentru tine? Nu facem ungerea. Doar să ne rugăm. Știi ce înseamnă o rugăciune? Înseamnă mult. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și în seara aceasta, la miezul nopții, vei pleca acasă și mâine va fi o altă zi, o nouă zi. De atâtea ori mi s-a întâmplat asta. O vorbesc din experiență. Ca păstor, mi-o știți și fratele George știe, eram odată într-o stare foarte grea. Nici o rugăciune n-a fost ascultată o săptămână. Aveam familie care lipsea pacea. Aveam la spital 3. Aveam niște tineri care aveau probleme. M-am rugat, am lucrat, i-am vizitat, i-am cercetat, am mai pus și frați. Nici o rugăciune ascultată, nimic. Cerul era închis. Iar cina Domnului. Și i-am spus la nevastă mea, nu mă duc la adunare azi. Mai erau încă 3 păstori, 2 prezbiteri, să facă ei cina. Și nevastă
nu e frumos, ești păstorul, cum să nu mergi? Nu mai mă duc la adunare. Azi nu mă duc. Toată săptămâna asta ușa închisă a fost. Cum să mă duc să iau cina? Și ceea ce voi v-am mai spus dumneavoastră, a fost cea mai frumoasă cină din viața mea. Am mers la adunare, tăcut, m-am așezat lângă un frate păstor în față, așa cum eram pe prima bancă, și aveam o jumătate de loc în dreapta mea până la marginea băncii. Mă uitam, era ora de rugăciune, mă uitam la cor și odată a venit un cetățean. Eu mă uit acolo și văd și pe fratele George, pe Costel, îl văd cu coada ochiului. A venit un cetățean și să-i fac loc să șadă lângă mine. Erau locurile, eram înghesuiți toată adunarea. Și spun la fratele păstor, dă-te mai încolo puțin să așez. Și merg toți, îi împing mai încolo și îi fac lui ăsta un loc și jumătate, că are loc destul frumos. Dar nu mă uit la el. Și se așează lângă mine. Și stă așa și după un timp se bagă în mine, așa, în numărul meu. Și mă gândesc, vă spun sincer ce m-am gândit. Vede că suntem înghesuiți, ăsta e nerușinat. Și mă împinge încă încolo. Are un loc bun. Noi toți suntem înghesuiți. Dar nu mă uit la el. Și el tot se bagă în mine. Și îi spun din nou la Ionel, Ionel, dați-vă încă o dată mai încolo. Era Ionel, era fratele Gârneață, era fratele Heller, Mircea și încă un frate. Și Ionel spune, frate, dar de ce? Și mă întorc cu gura așa către el să nu vadă ăsta că îi spun. Ăsta de lângă mine, n-ar loc. Și el se uită așa peste mine și zice, frate, băi, tu ești ok? Da. Dar nu-i nimeni lângă tine. Nu-i nimeni lângă tine. Îl simt în mine, îl văd cu coada ochiului, dar nu m-am întors la el, mă uit la Ionel. El mă întreabă dacă eu sunt ok, mă gândeam eu, mă, ăsta e ok? Ăsta e în mine aici, mă împinge. Și zic eu de el, nu-i nimeni, nu vezi nimic, nu. Am mai stat puțin și mă gândesc, hai să mă întorc să văd. Am întors capul, l-a salutat, el mi-a zâmbit, era cu mâinile așa. Avea o îmbrăcăminte de arab, un veșmânt era lung, așa, gulerașul întors aici, așa, într-am două părți. Era o haină așa largă aici, mâini de domn. L-am studiat să văd mâinile, nu erau mâini de domn. O manicură perfectă, frumos. Și am uitat, cum a intrat arabul ăsta? Dar de ce ușerul n-a spus nimic? Îi facem un loc. Ce-i cu arabul ăsta? Și zic, hai să-l întreb. Zic, do you speak Romanian? Și el zice, da. Zic, nu vă supărați, cine sunteți, de unde sunteți? Și îmi spune așa, eu sunt domnul, am venit la sărbătoare, nu stau aici, am să merg la locul meu. Era masa pentru cină și era amvonul. Noi stăteam, eu stăteam la mijlocul mesei, cel care conducea cina. Frații ceilalți lucrători erau în stânga și în dreapta. Și s-a pus exact în locul unde stă păstorul care conducea serviciul de cină. S-a pus acolo. A pus mâinile așa, s-a mai uitat la mine odată, mi-a zâmbit și a dispărut. Când a dispărut, mușchii, simțeam cum puterea se duce din trup. Pierd puterea. Picioare, din picioare, din mâini. Așa când stai undeva încordat pe o scară, și ăștia morții și acum slăbești tare și simți că nu mai poți. Așa simțeam trupul meu. Am început să plâng tare. N-am suit ziua aceea. Când a venit rândul să urcăm, le-a spus la frați,
locul ăsta îl las gol, le-a spus ce v-am spus vouă, nimeni nu se așează acolo, vă sta pe laterală, dacă mai vine odată, să șadă la locul lui. Am fost foarte mișcat de arătarea aceea. Dar în săptămâna care a decurs, toate problemele mi s-au rezolvat. Toate cauzele. O săptămână a fost o ușă închisă. Dar în săptămâna cealaltă, toate problemele s-au rezolvat. Ajuns și la Windsor. Toate problemele să le rezolve Dumnezeu. Nu știu cum. Eu n-am mai mers. Nu m-am sunat, frate, sunt bine, vin acasă de la spital. Ălalți cu împăcăciunea care se certau, fratelor, ne-am împăcat. Bă, slavă, pe rând. A fost o săptămână de har. Pentru că Domnul lucrează și azi ca ieri. Aș mai vrea să mai văd. Au trecut 20 și ceva de ani de atunci. Aș mai vrea să-l mai văd o dată. Dacă știam la început, îl întrebam și alte întrebări. Când ai de gând să vii? Cum este în plan? Cum e acolo? Aveam multe să-l întreb. Dar a dispărut cum se stinge lumina. Deodată așa s-a dus. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care din când în când ne vorbește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care e cu noi și nu ne va părăsi niciodată. Frați și surori, dacă este cineva, un tânăr, hai să ne ridicăm în picioare ca să nu vină numai el în picioare, să stăm toți. Vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă este un om bătrân, dacă este o femeie, femeia aceea gravidă în a 8-a lună, când am văzut că a ieșit, am întrebat, dumneata vrei să... La stărință m-a gândit, măi, cum se va ruga femeia aceasta? Dar Dumnezeu, în îndurarea lui, i-a dat Duhul Sfânt și ei. Atât de bucuroasă era, plângea, se bucura. Apoi un tânăr, era, a început așa să sară, așa, ca la stăruință. A început să sară. A mers să-l țin de mână, eu eram mai mic, era mai înalt. Și a spus la o frate de acolo, băi, vine tu și ține de acolo. Și deodată era așa să se ducă în față. Ce? Dar o tânără a vorbit cu fratele păstor, a avut o vedenie și a spus, în partea asta, unii frații care cântă, conduc cântările, a venit un înger al Domnului. Și Domnul va face acolo ceva. Și băiatul ăsta începe când s-a mers rugăciunea, îmi spune, el a primit Duhul Sfânt și a spus, fraților, am avut o vedenie, prima dată, un înger. Aia vede înainte de a primi el Duhul Sfânt, îngerul, și ăsta vede după aia. Și când era să cadă, când se ducea așa, el s-a speriat, dar cădea în față, nu pe spate. S-a dus ca și cum să se închine. Și noi îl țineam trei să nu se ducă jos. Dar plin de bucurie după aia a fost. Dacă în seara aceasta, poate ai o problemă, poate ai chiar și o boală dacă ai, Dumnezeu o poate vindeca. Nu-i nimeni cu dar aici, avem unul care are darul. Avem unul care este viață și Dumnezeu poate să ne ajute în seara aceasta. Dacă ești aici și vrei să ne rugăm pentru tine, o facem cu bucurie. Uite, vine un frate bătrân. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Eliatul meu, poate e mai mare ăsta. Ne vom ruga pentru el. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumneavoastră îl cunoașteți, eu nu-l cunosc. Dar Dumnezeu îl cunoaște. Să știți, de la o nimica Dumnezeu poate să facă ceva. Odată la noi, la adunare, a venit cineva, a înaintat pe hope coloarul bisericii spre amvon și a spus, o ridicat o mână și zic, ce dorești? Ce dorești? Zice, puteți să vă rugați pentru mine? Da, ne rugăm.
Dar nu-l întreb ce are. Nu-l întreb ce are. Și ne-a rugat. Și el spune, Dumnezeul vostru, auzi cum spune, Dumnezeul vostru poate să rezolve orice problemă? Da. Zice, soția mea e în mașină. Eu am intrat în nuntă. Nu vă cunosc. Dacă Dumnezeul vostru poate, eu mă duc la mașină să văd ce face nevastă mea. Și vine cu ea în nuntru. Nici Costel nu știa. Vine cu ea în nuntru. Și îi spun, bună ziua, și ea se uită la mine și la frați, și el întreabă, cum te simți? O întreabă pe ea. Deci s-a întâmplat ceva în mașină. Așa, o ferbențeală a trecut, nu mai am nimic, nu mai trebuie să mergem la spital. Era în drum spre spital. Și-a oprit acolo. O rugăciune, fără să-i cunoști. Dumnezeu lucrează. Ne vor ruga și pentru fratele Dumnezeu să-L binecuvinteze. Dacă plecăm capetele, ne rugăm, îl încredințăm pe fratele în mâna Domnului, ne vom ruga toți pentru el. Și dacă în timpul când noi suntem cu ochii închiși, ai îndemn să vii în față, suntem gata să ne rugăm și pentru tine. Hai să facem rugăciunea aceasta.